Polițiștii hunedoreni au sărbătorit ziua lor nu doar cu colegii de breazlă, ci și cu cetățenii. Și cum altfel decât cu demonstrații specifice câtorva servicii din subordinea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, prezentate de reprezentanți ai Serviciului Criminalistic, Serviciului Rutier și Serviciului Management Resurse Umane. Am dorit să venim și în mijlocul cetățenilor să ne prezentăm o parte a activității noastre prin organizarea unor ateliere de lucru ale diferitelor servicii, inclusiv un exercițiu demonstrativ al polițiștilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, un exercițiu demonstrativ cu câinii de urmă și de însoțire desfășurat de către polițiștii Serviciului de Intervenție și Acțiuni Speciale. Sperăm ca prin această acțiune să fim mai aproape de cetățeni care să înțeleagă o parte din specificul activităților noastre și să ne sprijine în viitor pentru a aplica împreună legea. De asemenea, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au prezentat și un exercițiu de intervenție protecție VIP, iar cei de la Criminalistică au susținut un exercițiu demonstrativ cu câinii de urmă și de însoțire. Toți cei prezenți la acest eveniment au fost impresionați de demonstrațiile polițiștilor, în special cei mici. Ce ți-a plăcut mai mult? Sunt pregătiți să fie alături de noi. Găței, ți-au plăcut? Da. Și suntem mai liniștiți. Cu armele, că l-au tras cu armele, ți-au plăcut? De noi. Da. Vă mulțumesc. Alea mi-a plăcut cel mai mult. Și partea mai întâi cu partea întâi. Polițiștii hunedoreni. Și câinii ți-au plăcut? Da. Sala de ședințe. Ți-ar plăcea să devii polițist? Da. De ce? Pentru că manifestările legate de sunt importante. La mulți ani. Mai mult că a sărit câinii pe omul ăla. Altceva? Mi-a plăcut că l-au aruncat pe hoți. În cadrul acestui eveniment a avut loc și o expoziție cu cele mai vechi mașini care au fost folosite în trecut de polițiștii hunedoreni, dar mai multe detalii despre acestea puteți să urmăriți în ediția de mâine a jurnalului Hunedoara TV.